Proiectul a început în mintea noastră în anul 1998, atunci când am organizat la biserică o zi de simpatie pentru evrei. I-am chemat pe evrei în locul acesta, le-am vorbit despre moștenirea comună pe care o avem și la finalul întâlnirii ei ne-au spus că în urmă cu 10 de ani comunitatea evreiască era la fel de puternică cum este acum comunitatea baptistă din Lugoj. Ne-au spus că au avut chiar o școală. Era un lucru inedit, un lucru nou pe care ni l-au spus, motiv pentru care ne-am interesat să vedem unde este școala evreiască. Am descoperit că pe locul fostei școli evreiești era o clădire în ruină. Pe aceste ruine, Biserica Baptistă din Lugoj, alături de alți parteneri, a ridicat o școală creștină. Pentru mine, școala creștină Haru reprezintă un miracol. Pentru mine, școala Haru înseamnă credință. Inaugurată în 2008, clădirea adăpostește școala primară Harul cu nivel de învățământ preșcolar și primar. Proiectul a început cu un număr de 30 de copii și în numai 6 ani a ajuns la aproape 300. Este cea mai bună școală cu clasele 1-4 din Lugoj, după cum afirmă chiar primarul acestui oraș, care numără aproape 45.000 de locuitori. Majoritatea dintre ei știu că aici copiii primesc o educație temeinică, atât din punct de vedere academic, cât și spiritual. Școala Haru, cu ajutorul lui Dumnezeu, a reușit să se impună în timp scurt în orașul nostru, ca una dintre școlile cele mai de prestigiu din oraș. De fapt, este singura școală privată, cum îi spunem noi. Ea aparține de Biserica Baptistă, biserică cu cele mai multe inițiative, cred eu, în oraș. Foarte mulți oameni din societate au venit și mi-au spus că au înțeles de ce am ales să-mi aduc copiii aici. Sunt foarte mulți oameni care au optat pentru lucrul acesta, în sensul că au văzut diferența în calitatea învățământului care se oferă aici, au văzut diferența în echipa care muncește aici și este o echipă atât de unită și atât de dăruită muncii care o fac și au spus că lucrul ăsta contează foarte mult. Mie îmi place mult la școala Harului pentru că ne rugăm în fiecare zi, învățăm cântecele și versete și pentru că avem un teren de fotbal. Școala Haru este o școală altfel, o școală în care cadrele didactice sunt animate de dragostea față de copii și copiii sunt deosebiți, deci împreună formează instituția școlii care este altfel decât celelalte. Principiul după care mergem este că în ochii lui Dumnezeu fiecare om are aceeași valoare și credem că mai mult decât atât, fiecare copil are valoare în ochii lui Dumnezeu și dorim să arătăm aceeași fel de tratament pentru fiecare în dorința de a crește copilul după anumite principii creștine și nu neapărat a unei anumite denominațiuni în parte. Acest tip de abordare folosit în educația copiilor a determinat tot mai mulți părinți să aleagă școala Harul. 70% dintre copii provin din familii de creștini ortodoxi, creștini catolici și chiar musulmani. Dorința acestor părinți este ca școala Harul, care funcționează acum la capacitate maximă, să poată oferi pentru copiii lor și cursurile pentru ciclul gimnazial și liceal. Partenerii și susținătorii de bază ai acestui proiect, Biserica Baptistă Harul din Lugoj și Biserica Baptistă One Heart din Atlanta, Statele Unite, privesc această provocare ca pe o posibilitate de a avea impact în viețile a tot mai multor familii din oraș. When I think about impacting this country and impacting this city, as well as impacting families and individuals, I can't think of a better investment than to make an investment in the future of their education. And so to me, the second phase, the expansion of the school, is just opening up a larger platform to transform children that we introduced into a Christian education
into a full platform of education that would carry them forward all the way through high school. La anul când va trebui să plec, o să fiu foarte tristă pentru că o să mi-au rămas bun de la colegi și de la doamne. Am avut ocazia în acești ani să vedem și oameni care s-au întors la Dumnezeu prin intermediul acestei școli. Este vorba despre părinți sau bunici care au avut copiii sau nepoții în școala noastră. Întoarcerea acestor oameni la Dumnezeu, cred că este cea mai mare satisfacție pe care o biserică o poate avea. Atunci când am investit în școala aceasta, ne-am gândit, de fapt, la valoarea sufletului uman și la dorința de a-i vedea pe oameni mântuiți în orașul nostru. Soluția pentru dezvoltarea acestui proiect există deja. Școala Harul a obținut de la primărie una dintre cele mai mari clădiri din oraș. Este însă într-o stare degradată și are nevoie de o investiție majoră. Cei de la Școala Harul sunt încrezători că Dumnezeu va găsi oamenii potriviți să sprijine acest proiect de misiune. Poate că și tu ești unul dintre ei. If someone is watching this video, they have to hear me saying, this is a valuable place of investment. And I would encourage anyone who's making that consideration, call me on the phone and I'll tell you exactly why I made the choice to lead our church and individuals into making such a significant investment in the future of children that most of the people who've given for this school have never walked in Romania and never met a person here. But their heart is here because they see the potential.